Activitatea a început, s-au reluat cu data de 2 decembrie în condiții normale, atât preschimbările de permise cât și matriculele fiind desfășurate în regim normal. Proba practică a fost suspendată pentru ziua de astăzi, urmând să fie reprogramați candidații pentru o dată ulterioară. S-a adus personal din alte părți? Cât din foștii angajați sunt rămași la serviciu și câți ați adus suplimentar? Am adus suplimentar 5 polițiști, 2 din cadrul din DRPC București și 3 din județele învecinate, din Vaslui, Neamț și Iași. Cred că ne vom descurca ca în perioada următoare să fie asigurate toate serviciile publice. Fosta conducere rămâne și ea la servici sau încă nu? Fosta conducere este la servici, bineînțeles, atât vreau să precizez, activitatea va fi preluată sau controlul activităților de către comisarul șef Petrache Marius, care este șeful serviciului permise și examinări din DRPC pentru 30 de zile. Ce se întâmplă cu cei care au avut programări săptămâna trecută, iar din cauza problemelor n-au putut să beneficieze de servicii? În acest moment, începând cu ziua de astăzi, încep o evaluare a întregii activități, să vedem ceea ce nu funcționează sau ceea ce funcționează bine și trebuie să rămână. Sigur că în cursul acestei săptămâni vom comunica exact când au fost sau când vor fi reprogramați cei care nu au putut să susțină sau să desfășoare diferitele activități la noi. N-am putut să nu remarcăm, este și ceva aglomerație în ambele părți și la examene. Începând de astăzi, pe lângă cei care erau programați deja, au venit, bineînțeles, și cei de săptămâna trecută și încercăm să-i soluționăm și pre printre problemele care sunt pe ziua de astăzi. Ce se întâmplă cu cei care nu au reușit să facă programare? Pot să vină în continuare, să stea la rând sau? Au venit și astăzi, au venit și care nu au avut programare. Încercăm să facem față și zilele următoare și sigur că după ce vom evalua întreaga activitate, vom dispune măsuri astfel încât să fie eliminate și timpii de așteptare pe de o parte și cozile, bineînțeles.